În momentul ăla nu am vorbit cu tine și nu ți-am zis ție. Eu o dădeam, Ionela. O să vină materialul și o să vedem atunci cum e. Și dacă tu dădeai, ți-am zis ție? Gata, nu vreau. Dacă eu eram cu chipsurile în mână, cine, Doamne, iartă-mă, eram... Cristiana, eu în momentul ăla nu ți-am zis ție nimic. I-am zis Elenei, da? O să se vadă și pe material că nu am vorbit nimic cu tine. Dați-mi, vă rog frumos, o telecomandă să-i schimb postul. Nu mai vreau, care e problema ta? Bă, da, mă obosești deja. Pe bune? Mută-te pe altă canapea dacă te obosesc. Și atunci? Păi și atunci, mută-te dacă te obosesc. Nu obosești, mă stresez psihic. E, pe bune? Serios. Poate asta vreau, de, nu te-ai gândit la chestia asta? Da, dar n-ai nimerit omul. Deci, gata. Ce, doamna Ecaterina? Ce-a zis? Nu, eu n-am spus. La cine? Cine? Păi n-am auzit. Doamna Anișoar a zis că ți-am găsit de râs. Eu m-am gândit de Marian. Asta e lipsa de respect. Ele știu să respect. Ce? Că e să ceartă cu noi, Marian. Am fost pe o jignită. Am spus de ce am râs. Dar o să înceapă mesajul de afară în care nu mai faci bine să nu mai stea lângă voi. Și nu-i problemă. Eu aș o să... Cristiana nu este lângă noi. Afar de faptul că vorbește, nu-i... Stai puțin. Ce-ai spus? Să iasă totul la iveală odată că m-am săturat. Dar ce trebuie să iasă la iveală? Multe de aici din casă. Păi toată ai spus că ne-ai amenințat că o să vină materiale și o să vorbesc. Doamna Mirela, aici nu ai cum să-ți faci dreptate prin vorbe sau să demonstrezi ceva. Timpul le va rezolva pe toate. Dar ce ar fi, Cristiana, de spus și de demonstrat? Nu va fi nimic. Timpul le va rezolva pe toate. Nu trebuie să spun ca să demonstreze timpul, trebuie să fii tu cea care să spună mai întâi ce gândește pentru a vedea întotdeauna că... totul va ieși la iveală și se va vedea cine are dreptate, cine nu, cine a greșit, cine nu. Acum cine crezi că are dreptate? Nu știu. Aștept să treacă timpul și o să le rezolve timpul pe toate. Nu mai zic nimic că nu-mi place să mă cert, că dacă îmi plăcea să mă cert, puteam să fac și eu ca toate alea. Doamne, persoane care au prea mult bun simț și nu se ceartă, acelea nu sunt crezute. Care tac și nu zic, nu sunt crezute. Vorbești acum crezut. De cine? De tine și de Cristiana? Și de ea, da, de ea și de mine. Cei care nu vorbesc nu sunt crezuți. Cei care vorbesc și dă mai multe argumente, chiar dacă nu sunt... Asta poți să o mai spui odată. Așa nu sunt și crezut. Asta dacă înseamnă că taci, nu ești și prost. Asta am vrut să spuneam și eu. Și chiar mă bucur că ai deschis subiectul ăsta. Îți mulțumesc. Păi că dacă taci, nu înseamnă că ești prost. Dacă taci, chiar ești luat de prost. Dacă cineva îți vorbește cu un ton și pleci din fața lui ca să nu iasă vreo discuție, gata, poți să-i fac și a doua oară. Deci eu una întotdeauna am preferat să tac. Că suntem aici, nu suntem toți egali. Zici că unul mai sus și altul e mai jos. Aici cred că toți avem mâini, picioare, cap. Nu, toți suntem egali. Fiecare vorbește cum vrea. Înțelegi? Dacă eu am tonul pe care l-am și tu ai tonul pe care l-ai. Nu cred că e nimeni de condamnat că iau un ton mai ridicat sau altul are un ton mai, nu știu, poate e mai sigur pe el. Că l-obosești pe Marian, înțelegi? Că pleacă de lângă tine. Nu cred că sunt eu vinovată cu ceva, că eu am un ton mai ridicat și pot să mă impun când tocmai vreau. Tocmai acest sau că lucru tu nu am poți să spus faci acum, lucrul ăsta. Că fiecare trebuie să fim acceptați așa cum suntem. Fiecare să nu fie unul mai presus decât de celălalt. Da, și ce am spus eu, că sunt mai presus decât cineva? Bine, Ionel, am spus că nu trebuie să creadă mai presus decât oricine. Și gata, că nu, ăsta nu e subiect să ne certăm. Ionel a spune așa, să se mute doamna Ecaterina cu noi, să strângă numai pentru noi, să se oftige lumea. Da. Cu cine s-a mutat? Cu noi. Doamna Ecaterina, nu mai sunteți cu cele 5 fete. Nu, și Mădălina s-a mutat. Nu, ca să fac liniște și pace, o să mă dau singură cu Mădălina într-o zi. Păi da. Dar până acum cu cine erați? Ca să fac liniște și pace. Deci chiar... Stați așa. Deci ați fost mai întâi cu cele 5 fete. Iar acum... Nu, prima oară am fost... datorită mie cu celelalte fete. Prima dată am fost mamele. Da, după aceea ați fost cu cele 5 fete. Da, când au și plecat acum, din grup de aici. Și acum cu cine sunteți? Sunt... m-am dat la loc cu mamele. Păi da, dar nu sunteți cu Ionela și cu da, Mădălina? Da. Ba da. Și dar cu, poate fi și cu Elena și cu celelalte două mame. Deci acum spun, o să-mi aleg o zi, adică a doua zi. Făceam noi două zile, o zi în care o să fiu eu și Mădălina de serviciu. Doar atât. Ca să nu se mai fie, să Ionela, nu mai fie interpretări sau alte... Tu crezi că de asta se oftică celelalte fete? Că vouă avea cine să vă facă? Asta au dat de înțeles atunci când a fost ziua în care duși, mă, nu au făcut curățenie. Asta au dat de înțeles că s-a ofticat foarte tare, că eu stau și că mami face pentru mine. N-am spus că mă oftic, am spus doar că atunci spus când doar eu... doar că eu stau și mami face pentru am mine. Am spus doar atunci când da, eu, pur și simplu, eu o seară în care sunt obosită și vreau să fac a doua zi care s-a întâmplat o singură dată, atunci s-a făcut de mai scandal.
scandal. Okay. Atât am spus. Nu s-a făcut scandal. Nu s-a auzit că nu s-a făcut scandal. Simona, tu ai spus singură că eu stau și mami face pentru mine. Mai auzit pe mine că am țipat și am urlat pe aici? Nu, deci a început Ionela și clar, nu vreau să vă dumneavoastră spuneți că vă referiți. Eu n-am țipat și am urlat pe aici. Dumneavoastră spuneți că vă referiți la fete în general. E clar că mamele sunt cu celelalte fete. Era clar că nu vă referiți la ele. Era clar că vă referiți la noi. Să știi că de fiecare dată m-am referit pe toate, deci un material am fost cu bidoanele de suc și cu paharele cu adunat. Nu, s-a bătut moneda pe seara. Vreau să spun că de fiecare dată când e un scandal în casă sau eu am ceva de spus, mamele vin decât la mine și spun, Ionela, tu trebuie să ai respect, Ionela, nu se duc la nicio fată să spună, Simona, te rog, eu taci tu măcar, nu. La mine vin și îmi spun Ionela, taci tu, dar la ele nu se duc. Da, pentru că eu cu tine îmi permit, nu pot să mă duc la Roxana sau la Simona sau la păi Carmen. Păi asta am și mai spus, repede mă dai cu tine decât să mă cer cu ele. Mine ceva, faceți că vreți, nu că vă spun eu, face... Nu, eu vreau dar să faceți că mai lucru. Tu să... Nu, eu v-am spus, doamna Neșoara, când aveți ceva să-mi spuneți, spuneți-mi, că mă supăr, că o să-mi treacă, spuneți-mi atunci, nu mai adunați, nu mai spuneți după ca să spuneți, mi-aduceți de la începutul competiției ce am făcut. Spuneți-mi atunci, uite, asta n-ai făcut. Dar v-am promis că vă spun, nu? Păi asta aștept de la dumneavoastră și v-am spus de la început lucrurile acestea, nu acum. Bine, ne spunem? Ne spunem de acum încolo. Doamne ajută. Au rămas două echipe, a plecat doamna Ecaterina de la fete, au rămas cele patru, numai patru fete. Da, s-a dus Cristiana dincolo. Voi patru de aici plus Cristiana și restul lumii, da? Da, și eu cu Mădălina într-o singură zi. E treaba dumneavoastră asta. Hai să vedem dacă această nouă organizare va avea soluții mai bune. Ne întoarcem imediat după pauză, rămâneți lângă noi. Roxana și Simona sunt două servitoare. Aici îți dai seama dacă e omul fals. Mă, dacă simți, nu faci așa ceva. O să vii să mă îngrop să faci așa. Nu mai băga relația altora, mă. Că n-am venit să mă bag între tine și Nicolae. Denunț nu lasă garda jos. Mamă, dar și când mă dor tatea asta. Tu vii cu scop, alții vine cu... Asta e. Ieri am văzut ce. Deci, peste. Mamă, și când am auzit-o că a făcut-o pe Normal, noi am văzut de la început.